Elveția este o țară minunată, fără ieșire la mare, înconjurată de Franța, Germania, Italia și Austria. Elveția este neutră și pe lângă faptul că nu face parte din Uniunea Europeană, nu este de asemenea nici membru NATO și nici măcar nu a aderat la Națiunile Unite până în 2002. De fapt, Elveția este atât de neutră încât a luptat doar un singur război, cu peste 200 de ani în urmă, ultimul fiind împotriva lui Napoleon în 1815. Toate acestea în ciuda faptului că Elveția se află în mijlocul Europei și este înconjurată de țări cu o istorie mult mai agresivă. Deci, de ce Elveția este un loc atât de stabil și sigur? Răspunsul constă în înțelegerea geografiei Elveției. Țara poate fi împărțită cu adevărat în trei părți separate. În sud se află Alpii Elvețieni, un lanț muntos gigantic care acoperă cea mai mare parte din teritoriul Elveției și care o separă de Italia și Austria. Spre vest și nord se află munții Jura, ei fiind niște munți mult mai mici față de Alpi, dar suficient de mari pentru a separa țara de Franța, și în cele din urmă, în est, se află platoul Elvețian, un bazin bine definit de dealuri și râuri, care găzduiește cea mai mare parte din populația Elveției. Nu este întâmplător că marile orașe ale Elveției sunt toate localizate în această regiune, Berna, Geneva și Zurich. Elveția a fost puțin paranoică în privința unei invazii străine, având un motiv bine întemeiat în legătură cu asta. În primul război mondial, Germania a invadat Belgia neutră pentru a ataca Franța dintr-o poziție mai vulnerabilă, iar în cel de-al doilea război mondial, Elveția s-a trezit în anul 1940 să fie complet înconjurată și s-a confruntat cu o amenințare iminentă de invazie venită din partea Germaniei naziste. Această invazie nu a avut loc niciodată, dar temerile au persistat și pe timpul războiului rece din cauza unei eventuale invazii sovietice, iar această atitudine nu a dispărut niciodată pe deplin. Planul Elveției de a face față unei eventuale invazii din partea oricui este numit reducția națională și, în mod esențial, era destinat să-l facă pe inamic să se uite la hartă și să se gândească foarte bine înainte să atace, datorită reliefului caracteristic pe care îl prezintă Elveția. În Elveția, toți bărbații trebuie să slujească în armată timp de 170 de zile și să primească pregătirea de bază. După aceea, intră în rezerve și își păstrează puștile acasă. Deși mulți obțin scutiri, Elveția are o capacitate de a mobiliza peste 200.000 de soldați în termen de 72 de ore de la declararea unei urgențe. În plus, fiecare drum, pod, tunel sau cale ferată din țară au fost proiectate astfel încât, în caz de invazie, să fie ușor de aruncat în aer ca inamicul apoi să nu le mai poată folosi. Sunt peste 3000 de puncte care pot fi bombardate în Elveția, inclusiv lanțuri de munți întregi care pot fi detonate pentru a provoca o alunecare de teren și pentru a bloca alte drumuri adiacente. Pe lângă toate acestea, strategia militară elvețiană modernă a fost întotdeauna să abandoneze platoul și centrele orașelor și să retragă aproape întreaga armată în regiunea alpină. În munții din regiunea alpină, elvețienii au construit peste 26.000 de buncăre și adăposturi fortificate, toate fiind foarte bine camuflate. De exemplu, acest hambar poziționat în partea stângă este un cuib de mitraliere, iar cel din dreapta un pistol antitank, ambele fiind conectate prin tunele subterane. Există poziții de camuflaj precum acesta în toată regiunea alpină a Elveției, ceea ce înseamnă că toată țara este de fapt o capcană foarte mare, un castel impregnabil în centrul Europei. Acesta este motivul pentru care Elveția a reușit să rămână neutră de-a lungul unora dintre cele mai dificile perioade din istoria europeană. Însă, mulți pun acum în discuție importanța acestei mentalități defensive și neutre. Germania, Austria, Italia și Franța sunt astăzi state membre ale Uniunii Europene și nu au intenții militare cu privire la cucerirea Elveției. Reduta națională a văzut multe dintre fortărețele și buncărele sale transformate în muzee în ultimii ani, iar Elveția intenționează să reducă armata de la aproximativ 200.000 la numai 80.000 de soldați până în anul 2020. Cu toate acestea, poziționarea Elveției este cel mai sigur loc din lume în care te poți afla în cazul unui război nuclear global, deoarece este singura țară din lume cu adăposturi nucleare suficiente pentru întreaga populație. Toate clădirile rezidențiale din țară sunt construite după 1978 și sunt prevăzute de lege, astfel încât fiecare clădire
clădire să conțină un adăpost nuclear capabil să supraviețuiască unei explozii de 12 megatone de la o distanță de 700 de metri. Începând cu 2006, există peste 8,6 milioane de adăposturi de retragere situate în toată țara. Acestea variază ca mărimi, de la mărimea unei case normale până la adăposturi gigantice construite în interiorul tunelurilor care pot găzdui peste 2000 de oameni timp de peste 4 luni și să continue lupta împotriva oricărui invadator după ce bombele au explodat. Nici măcar armele nucleare nu pot cuceri Elveția. Se spune că în cazul unui război nuclear global, singurii supraviețuitori ar fi șefii de stat din câteva țări, gândacii și 8,6 milioane de cetățeni elvețieni. Elveția este probabil cel mai sigur loc în care v-ați putea afla în timpul unui război nuclear sau în cazul celui de-al treilea război mondial. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!